O giurgiuveancă în vârstă de 46 de ani a fost acroșată de un autoturism sâmbătă seara în imediata apropiere a fostului complex ASCO. Femeia a fost accidentată în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni de un tânăr în vârstă de 20 de ani care nu a acordat prioritate. Conducătorul auto cât și victima au fost testați cu aparatul etilotest. În urma testării s-a constatat că bărbatul nu era sub influența băuturilor alcoolice, însă femeia avea o alcoolemie de 0,69 mg pe litru alcool pur în aer expirat. Ulterior, celor două persoane le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că femeia se angajase regulamentar în traversarea străzii. Victima accidentului a fost transportată la Spitalul de Urgență Giurgiu, unde a primit primele îngrijiri medicale. În acest caz, se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.